Toate resursele statului vor fi mobilizate împotriva extremiștilor antivacciniști care au întors spatele Germaniei, a transmis noul cancelar în fața Parlamentului. Olaf Scholz a dat asigurări că nu va permite unui grup restrâns de oameni să-și impună voința asupra societății. Cancelarul german a făcut afirmațiile în acea zi în care poliția a desfășurat o operațiune împotriva unui grup de antivacciniști care l-ar fi amenințat cu moartea pe liderul Saxoniei. Aber was es eben heute auch gibt in Deutschland, das ist Wirklichkeitsverleugnung, das sind absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation und gewaltbereiter Extremismus. În primul său discurs, susținut în fața Bundestagului în calitate de cancelar, Olaf Scholz i-a criticat aspru pe antivacciniști. Zu sagen, eine kleine extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt. Nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. Olaf Scholz a promis însă că vor fi aplicate măsuri împotriva antivacciniștilor violenți. Winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Morddrohungen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. Kanzlerul Germanii